Actualul regional, bun găsit, doamnelor și domnilor. Două subiecte pentru astăzi. Vă invităm să rămâneți alături de noi timp de 30 de minute, pentru că merită. Vorbim în prima parte a emisiunii despre Festivalul Sonoro, care revine la Cluj cu multe surprize. Vom afla despre ce este vorba în prima parte a emisiunii. În partea a doua vorbim despre Cluj ca oraș al filmului. Clujul, un oraș al filmului în rețeaua UNESCO. Merită această precizare pentru că înseamnă foarte mult pentru Cluj, pentru TIFF, dar și pentru filmul românesc în general. Vom reveni la acest subiect și îl vom dezvolta cu invitatul meu. Mergem acum foarte repede la Răzvan Popovici, organizator Festival Sonor. Bună seara, mulțumesc foarte mult că ești alături de noi. Da, mulțumesc pentru invitație. Un festival care revine la Cluj, un festival de cameră, un festival frumos, un festival pentru oameni care iubesc astfel de muzică și te-aș ruga să ne spui încă de la început care va fi, să spunem, programul acestui festival în plină pandemie. Sunt încântat că reușim, după un an de pauză, să aducem Sonoro din nou la Cluj. Duminică am terminat 10 zile de concert extraordinar în tot Bucureștiul. Aseară am pornit turneu național la Brașov, în Sala Patria. Astăzi seara, acum, în jumătate de oră, începe concertul la Sibiu. Iar de mâine, pentru 4 zile, vom concerta în orașul dumneavoastră la Cluj. Titlul festivalului este Dream Tigers. Ușor neobișnuit, incitant, probabil pentru ascultători, inspirat din marea operă a scriitorului argentinian Jorge Luis Borges, maestrul paradoxului, așa cum este supranumit. Vor fi 4 concerte în Cluj, fiecare cu o temă distinctă, dar pentru cei care vor avea timpul și curiozitatea, cred că vor înțelege de ce ediția aceasta festival se cheamă Dream Tigers. Bun, e interesant că acest festival revine și cred că clujenii sunt foarte bucuroși, dar revine în plină pandemie. Cum se va desfășura el? Care sunt, să spunem, noutățile din acest punct de vedere? Pentru că cei doritori, dacă vor să vină, în ce condiții o pot face? Dacă ne dai aceste date. Sigur, o pot face în limita legilor și a restricțiilor care sunt permise. Deci, din păcate sau poate din fericire, avem 30% din capacitatea sălilor. Deci, 30% din doritorii și iubitorii de Sonoro pot veni la concerte, evident, cu condițiile care trebuie respectate, gen persoane să fie vaccinate sau să fie trecut prin boală. Altfel, ce să vă zic, multe reguli nu sunt, trebuie cumpărate bilete, concertul de la Biserica Reformată este cu intrare liberă, deci Răzvane, sunt mai multe locații și o spunem și telespectatorilor care ne privesc, sunt mai multe locații, doamnelor și domnilor, 4 zile de festival, un festival extrem de puternic, a început în 2006 și suntem în 2021, ceea ce înseamnă că acest festival are tradiție și ne situează și pe noi, Răzvane, poate mă ajuți, în zona bună, în zona cea mai curată a muzicii de cameră din Europa. Dacă greșesc, să-mi spui, dar aș vrea să te întreb, această muzică de cameră, cum este primită în orașele pe unde trece acest concert Sonoro? Cum îl vezi la Cluj, cum îl vezi la Sibiu, cum îl vezi prin prisma oamenilor care vin la voi? A, este dintotdeauna Festivalul Sonoro a fost un magnet, să spunem așa, al publicului, pentru că am reușit să construim ceva de înaltă calitate, de înaltă ținută și, practic, că suntem la București, că suntem la Cluj, astea sunt cele două patrii, să spunem așa, ale festivalului, sau cum vom fi din nou la New York, pentru că pe data de 2 decembrie vom sărbători chiar la Carnegie Hall 15 ani de existență. Publicul primește Sonoro cu mare bucurie. Ce am reușit să facem în aceste ani este că, prin calitatea de care tocmai spuneam, dar și prin faptul că nu am subestimat niciodată publicul, ci am dorit să-i oferim programe complexe, programe diverse, să-l stimulăm, să-l facem curios și să aibă dorința asta de a descoperi. Muzică extraordinară există, foarte multă încă nu este cântată în România și zic eu că faptul că am ajuns la cea de-a 16-a ediție, care chiar încep acum să alunece pe ultima turnată, nu pot să spun decât că vorbește de la sine despre ce am reușit să construim în acești ani. Ați reușit ceva, pentru că îl mențineți din 2006 și până astăzi înseamnă foarte mult. Sunt foarte multe felii muzicale pe piața europeană, mondială, chiar și națională. Cum își găsește o felie importantă acest festival și această muzică de cameră în contextul în care suntem bombardați de muzica mai modernă, de muzica care e lucrată cu
Cu ce? Cu foarte multe ustensile electronice care sunt la înaltă calitate și atrag publicul. Cum atrage muzica de cameră? Cum să o înțeleagă cei de acasă? Poate sunt la prima lor experiență. Muzica de cameră este foarte ușor de înțeles, zic eu, pentru că este o muzică extrem de diversă. Este, de fapt, muzică bună, de fapt și muzica simfonică e muzică de cameră cântată cu 100 de oameni. Și ce facem noi? Umplem camere, mai mari sau mai mici, cu muzică, iar publicul trebuie doar să vină cu inima deschisă, pentru că orice concert bine cântat te atinge în suflet. Și mai ales în timpul ăsta, destul de neobișnuit, destul de tracasant, de stresant, unde teama și tot felul de stresuri ne copleșesc de dimineață până seară, cred că concertele de muzică clasică sunt niște oaze de liniște, niște oaze de bine și sunt niște momente în care cred că toți pot simți cum vibrează liniștea și pot un pic să se reculeagă, să se redescopere și să primească acea frumusețe și dram de normalitate de care cu toții avem nevoie în aceste perioade destul de tulburi. Nu? Corect, așa este adevărat. Această oază de liniște într-o perioadă de pandemie, pandemică, în care suntem foarte crispați, suntem foarte supărați, suntem agitați. Cred că e bine venită această gură de oxigen pe care ne-o oferiți la Cluj timp de 4 zile, doamnelor și domnilor, în mai multe locații din Cluj. Căutați-i pe organizatori, căutați acest festival Sonoro care revine la Cluj, un festival de mare tradiție. Te-aș întreba ce artiști sunt prezenți la Cluj pentru clujeni iubitori de muzică de cameră. Avem 9 artiști extraordinari din Londra, din Letonia, din Australia, din Germania sau Elveția. Ce să zic, sunt unii dintre ei au mai revenit la Sonoro, alții cântă pentru prima dată. Deci sunt aparțin elitei tinere a muzicii europene și ca fiecare an sunt foarte bucuroși cu toții să vină la Sonoro și să câștige inima, să spunem așa, a publicului local și în plus să descopere țara, pentru că pe parcursul acestor mulți ani, foarte mulți artiști de renume mondial, prin concertele noastre și prin festivalurile noastre, au reușit să descopere o Românie extraordinară, de care s-au îndrăgostit. Răzvane, spune-ne, te rog frumos, dacă Sonoro poate fi un ambasador, așa cum vorbim de sportivi și care aduc medalii, așa putem vorbi de festivaluri, de organizatori, care puteți fi un fel de ambasadori ai României dincolo. Circulați foarte mult, vă plimbați și o faceți cu folos, aduceți foarte mult valoare, o și oferiți, o și aduceți pentru România. Pe unde v-ați plimbat, unde ați fost aplaudați la scenă deschisă? Și cât de important este această, să spunem, trecere dincolo de graniță a acestui festival și mai apoi relațiile pe care le aveți cu parteneri din țări cu tradiție în zona aceasta de muzică de cameră, de muzică clasică, Italia, nu știu, Spania, poate Letonia. Publicul știe ce a făcut TIFF-ul pentru Cluj și pentru România. De astfel, noi în domeniul muzicii am reușit același lucru la o scară mai mică, pentru că, evident, nu avem, să spunem așa, posibilitățile financiare pe care le are un festival ca TIFF-ul sau ca festivalul UNESCO, dar ne situăm, suntem așa un pic, nu suntem Goliat, dar David foarte pe fază, să spunem așa. Am dus festivalul la Istanbul, la München, la Paris, la Viena, în săl foarte mari. Un lucru extraordinar a fost acum 2 ani, nu, de fapt, la începutul anului trecut, când am, nu, acum 2 ani exact, tot în toamnă, când am avut onoarea să deschidem festivalul Europalia de la Bruxelles, în seara când s-a deschis marea retrospectivă Brâncuș, care a deschis acest festival, iar apoi marea bucurie acestui an, de exemplu, ca să rămânem aici în momentul de față, vom sărbători Ziua Națională a României și în același timp și 15 ani de Sonoro la New York, chiar la Carnegie Hall, la celebra Carnegie Hall, cu care vom cânta printre altele și 2 piese splendide ale lui George Enescu. Deci ce să zic, cred că suntem niște ambasadori adevărați ai țării. Noi vă considerăm așa, tocmai de aceea vă promovăm, vă mulțumim că sunteți la Cluj și să faceți lucruri în continuare la fel de bune. Mulțumesc, Răzvan Popovici, succes cu acest festival care revine, doamnelor și domnilor, la Cluj, Festivalul Sonoro, un festival din 2006 care are viață și astăzi și va avea mult viață și de aici încolo, pentru că Răzvan Popovici este un specialist și are multe surprize în continuare pentru noi. Subiectul 2 de astăzi, la fel de interesant, despre Clujul în zona
bună a filmului despre Clujul, care înseamnă foarte mult în rețeaua UNESCO, pentru filmul românesc înseamnă foarte mult, pentru TIFF, pentru că TIFF-ul a fost un contributor al Clujului în această rețea UNESCO. Vedem materialul și revenim. Cluj-Napoca a intrat în rețeaua orașelor creative UNESCO alături de orașele Cannes din Franța și Gdynia din Polonia. Clujul a primit titulatura de City of Film, orașul filmului, totul datorită Festivalului Internațional de Film Transilvania, care a ajuns la ediția 20. E un premiu sau o recunoaștere, de fapt, atât de oportună, mai ales în anul în care festivalul a împlinit 20 de ediții. Și mai mult decât atât, cred că arată foarte clar că toate strategiile și gândurile noastre legate de a transforma Clujul într-un oraș al filmului au avut sens și planurile trebuie să continue. Cluj-Napoca va beneficia în continuare de parteneriate cu alte orașe creative din întreaga lume. În total sunt 21 de orașe ale filmului și peste 200 de orașe creative în rețeaua UNESCO. Platforma aceasta de Creative Cities te împinge spre a colabora, a învăța unii de la alții și a reuși ca strategia orașului, dezvoltarea urbană a acestuia să fie în jurul creativității. Cel mai mult acest label, ca să nu-i spunem premiu, ne responsabilizează să continuăm munca și să ajungem în punctul în care creativitatea se găsește în oraș și ca o oportunitate de business. TIFF, unul dintre cele mai mari festivaluri din regiune, a reușit să pună Clujul pe harta industriei cinematografice. Felicit orașul și în același timp și în egală măsură TIFF-ul, pentru că această aplicație a fost depusă de către oraș în parteneriat cu Festivalul Internațional de Film Transilvania și iată că o muncă de 20 de ani în domeniul artelor creative este acum recunoscută la nivel mondial. Clujul fiind în acest moment un oraș UNESCO în materie de film. Organizatorii TIFF își doresc să transforme Clujul într-un mare centru de producție de film. Astfel, aceștia își propun ca în următorii ani să lanseze primul fond regional de film din România și să dezvolte un studio. Proiectul Cluj, City of Film, a fost inițiat de TIFF și a fost realizat împreună cu Primăria Cluj-Napoca și Centrul Cultural Clujan. Da, am văzut și din material și o să ne confirme și invitatul meu din a doua parte a emisiunii, este vorba de Cristian Hordilă, manager TIFF, că TIFF-ul, da, este direct răspunzător să pună Clujul pe harta bună a filmului european și să-l pună într-o galerie extrem de selectă, cum este Cannes-ul. Datorită vouă TIFF-ului, dar și datorită lui Cristian Hordilă. Bună seara! Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație! Cu mult drag și noi suntem foarte bucuroși să te avem alături de noi, căci ne spui despre lucruri bune, că TIFF-ul în continuare are viață. Mulți spuneau că de la an la an poate se mai pierde din forța lui, dar nu este așa. Ba din contră, vedem că an de an vine cu filme, cu noutăți și mai mult decât atât pune Clujul pe această hartă selectă a filmului. N-aș repeta foarte multe informații din ce am văzut și au văzut telespectatorii noștri, că și pentru ei a fost acest material. Pe tine te-aș întreba la modul foarte direct, dacă filmul românesc astăzi poate, prin aceste lucruri extraordinare, să prindă aripi, să treacă mai mult granița decât a făcut-o până acum, să fie mai popular, să fie mai căutat până la urmă și de străini, dar și de noi. În mod sigur, filmul românesc a prins aripi de foarte mult timp. E o sincronizare perfectă între momentul apariției festivalului și începuturile acestui nou val, așa cum a fost el denumit. Filmul românesc este unul dintre cele mai apreciate produse culturale ale României în ultimii ani. În general, sper că ați apucat să vedeți că sunt competiții foarte mari la Cannes, la San Sebastian, la Berlin, de în fiecare an cineaști români câștigă trofee importante și e clar că el a trecut bariera și granițele nu doar a Europei, ci la nivel mondial. Cred că pasul pe care trebuie să-l mai reușească filmul românesc este să fie la fel de apreciat, la fel de văzut și de căutat la el în țară. Pentru că se pare că lipsa educației, lipsa existenței cinematografelor din ultimii 30 de ani a făcut ca filmul românesc, produsul nostru cultural în materie de cinema, să nu fie apreciat la el acasă. Aici este paradoxul, Cristian, de asta te întrebam. E un paradox, pe de o parte câștigăm premii în afară, pe de altă parte românii nu prea
sunt mare amator de film românesc. E doar o nișă foarte, foarte subțire. Cred că românii nu au ceva împotriva filmului românesc. Cred că românii caută în film, în general, foarte mult entertainment și atunci această nevoie a lor este satisfăcută în sălile de cinema din multiplexuri, de filmul american, de acest produs hollywoodian. Ori filmul european în sine este un film de autor care spune povești foarte puternice, care e foarte concentrat pe personaje și lucrul acesta oamenii au cum să-l experimenteze la TIFF. E adevărat că e doar o bulă într-o mare cele 10 zile de festival când sălile sunt pline, deci noi putem să spunem că aici la Cluj în cei 20 de ani am reușit să construim ceva incredibil. Avem un public nu doar fidel, ci un public care s-a educat în 20 de ani cu film. Asta spune că totuși românii și în general publicul din România nu are nevoie decât de o constanță și o investiție în timp pentru cultură și pentru educația lor. Asta probabil că trebuie să se regăsească de la vârste fragede în agenda fiecăruia dintre noi, pentru că uite, la Cluj s-a putut și se poate și sunt multe alte orașe unde noi călătorim în timpul anului cu diverse proiecte de film, proiecte cinematografice, mici festivaluri și peste tot oamenii sunt curioși, oamenii peste vin tot la noi în țară sau în afară, pentru că am spus la noi în țară, la noi în țară. E interesant pentru că mă gândeam să te întreb un lucru. Da? Și anume faptul că da, Clujul poate să fie un pol al deschiderii filmului românesc către români odată și mai apoi către străini, pentru că vedem cu toții că industria filmului în România există și nu prea există. Și atunci, cu un asemenea festival puternic, cu care vorbeam de ambasadori, chiar cu Răzvan Popovici despre Festivalul Sonoro Adineauri, și voi sunteți ambasadorii noștri. Deci ținem la toate proiectele astea care ne fac să fim mândri că suntem români. Și atunci, industria filmului, revin la întrebarea esențială, este cu adevărat în România sau e pe un trend, cum să zic, ori ascendent, descendent sau neutru? Cum îl vezi? Cred că este pe un trend descendent. Cred că, adică nu sunt deloc de acord cu afirmația că industria de film din România nu există. Din contră, industria de film din România există, este foarte puternică, foarte activă și aici nu mă refer doar la aceste filme care călătoresc la festivaluri și câștigă trofee, mă refer și la partea de business. Sunt foarte multe proiecte americane, suedeze, canadiene care se filmează în general în București, în studiourile din București. România are niște profesioniști în producția de film incredibil și oamenii vin aici nu atât pentru costurile de producție, cât pentru calitatea acestor servicii. Cred că singurul lucru care lipsește ca noi toți să înțelegem că filmul nu înseamnă doar cultură și educație, înseamnă și business și bani care se întorc în economie, este această colaborare și comunicare mai productivă cu autoritățile centrale. Din fericire, la Cluj, în acești 20 de ani, noi am reușit să avem pe plan local o comunicare și am reușit să conlucrăm cu autoritățile locale și nu doar să construim TIFF-ul și festivalul de la an la an mai mare și mai apreciat, și am redeschis săl de cinema, am investit în proiecții de educație cinematografică, iar inclusiv această aplicație către UNESCO și această titulatură de City of Film a venit la de fapt și gândurile noastre puse împreună cu primăria și cu Centrul Cultural Clujean din a transforma Clujul într-un pol de producție cinematografică, mai mult în zona de postproducție și să reușim să atragem și business pentru acest oraș. Cluj e un oraș care, pe lângă film și creativitate culturală, are foarte mult foarte, foarte mulți oameni și foarte multă știință în zona de IT, Cristi, de gaming.
Da? Vreau să te întreb, pentru că vorbești atât de bine, ești de acolo, cum se zice, ești un specialist, ești nu doar un reprezentant al TIF-ului, ci un om care cunoaște acest fenomen și mă poți ajuta și pe mine și pe cei de acasă să înțelegem următorul lucru. Cluj, da, este în zona bună, în rețeaua UNESCO. Hai să traducem ce înseamnă, dincolo de teoria aceasta și titulaturile pe care nouă românilor ne place să le avem, dar ele trebuie folosite în scopul de a ridica orașul, a ridica industria filmului, a ridica filmul românesc, a aduce spectatorii în sală, a vorbi la servici, acasă și oriunde despre film, despre ce se întâmplă în zona aceasta a filmului românesc. În acest caz nu înseamnă asta. Deci în acest caz, acest titlu de City of Film și intrarea în această rețea UNESCO de Creative Cities, orașe creative, înseamnă două lucruri. Înseamnă recunoașterea eforturilor pe care orașul, în cazul ăsta implicit TIF-ul, le-a făcut în ultimii 20 de ani, acceptarea în această rețea a UNESCO, care este ceva mondial, ca să-l citesc pe domnul Emil Boc, și în al doilea rând înseamnă faptul că ne responsabilizează și ne pune sub lupa unei rețele internaționale de a ne continua munca. Munca de aici încolo nu mai ne trebuie un festival. Perfect, iartă-mă că te întrerup. Mai convins, dar nu înseamnă și proiecții de film mai multe. Nu înseamnă... Nu. Nu, înseamnă să aducem creativitatea, de data asta creativitatea cinematografiei în zona de business. Înseamnă să începem să creăm oportunități, locuri de muncă, să aducem bani și să transformăm Clujul într-o alternativă de producție de film, nu la București, nu la Budapesta. Clujul este fix la jumătatea distanței și este orașul care poate să vină de astăzi înainte cu alternativa perfectă în ceea ce înseamnă servicii de postproducție, adică aceste montaje, efecte deci speciale. Deci înseamnă, dincolo de titulatura pompoasă, bine meritată, extrem de ofertantă și de lăudat, înseamnă și lucruri practice. Înseamnă susținerea mai mult a industriei filmului și înseamnă o colaborare a voastră cu municipalitatea, în sensul în care niște bani să fie direcționați dintr-o parte în alta, nu știu sub ce formă și în ce fel, pentru a ajuta tinerii care sunt la studenți, da? Și da, chiar actorii sau regizorii super talentați, exact, pe care să-i promovați. Exact. Avem în Cluj 3 facultăți de film, una este în cadrul Universității Babeș, una este la Sapienția și una este în cadrul Universității de Arte și Design. Clujul produce mână de lucru în zona cinematografică, avem oameni în IT, în gaming foarte creativi, ori cred că ăsta e punctul în care toate gândurile noastre legate de Fondul Regional de Film, de a dezvolta aici proiecte în această nouă dimensiune care este la limita cinematografiei cu mediul virtual, această titulatură de City of Film ne împinge spre mai departe. Avem acum 21 de orașe aliate City of Film în toată lumea, din Japonia până în America de Sud. Dacă mai avem întrebări, mai avem nevoie de știință și experiență, putem să conlucrăm cu ei și noi, primăria, Centrul Cultural Clujan, trebuie să reușim în perioada următoare, în anii următori, să dăm drumul la cum se spune în engleză, business case. Corect. Mai avem 2 minute, Cristian. Mai avem 2 minute și îți aparțin, concluzia aparține și mă gândesc să te întreb despre această relație care va veni ulterior, cumva să o previzionez, să ne ajut să înțelegem ce va fi pe viitor după ce am primit acest titlu, după ce voi sunteți niște oameni implicați și veniți cu acest festival an de an și cu multe lucruri extrem de interesante. Relația aceasta dintre România și restul țărilor bune în zona filmului, dintre Cluj și restul orașelor bune ale filmului, Cannes sau, cum se spunea și în știrea de adineauri, din Polonia, un oraș care și el a fost în rețeaua UNESCO. Relația este că România este recunoscută afară pentru filmul românesc, el neavând oraș, și pentru TIF, TIF-ul de la Cluj, cum știu străinii, pentru că este un festival fresh, 20 de ani de festival în lumea cinematografiei și în lumea festivalurilor de film ne permite să spunem că încă suntem tineri. Pe lângă asta, profilul festivalului nostru nu este doar acreditat internațional, adică asta înseamnă că trofeele de la Cluj contează
Înseamnă că noi suntem un festival care caută tinere talente, așa cum am reușit în anii trecuți să-l găsim pe Sebastian Lelio, care la al treilea film deja a câștigat Oscarul. Asta este ce face TIFF-ul în lumea filmului. Deschide uși și este o rampă de lansare pentru tinerii regizori aflați la primul sau al doilea film din carieră. Pentru filmul românesc ce a făcut este că a reușit să deschidă și să creeze poduri cu toată comunitatea cinematografică din Europa și din lume, ca filmele românești să circule și să fie văzute. Calitatea acestor filme, evident, este deja responsabilitatea regizorilor, a creatorilor, și ei și-au făcut o treabă bună, iar România este țara cu cele mai multe trofee câștigate pe plan internațional în ultimii ani, lucru cu care nu putem decât să ne mândrim. Probabil ne mai lipsește un Oscar din palmalesul țării. N-ar fi rău, n-ar fi rău, și ne-l dorim cu toții, sau măcar un actor prezent acolo care să facă o figură frumoasă, deși avem foarte multe talente. Felicitări, Cristian Hordilă, manager TIFF. Felicitări, TIFF. Ați dus Clujul pe culmi înalte ale filmului. Vă dorim mult succes și pe viitor și să o țineți tot așa. Mulțumesc foarte mult, doamnă și domnul, că ne-ați urmărit cu cele două subiecte. Ne revedem și mâine cu subiecte la fel de interesante. Să aveți o seară liniștită. Cu bine!